Stimați colegi, bună ziua! Bine ați venit la această ședință excepțională de guvern în care avem câteva subiecte extrem de importante. Rectificarea a pachetului de legi privind achizițiile publice, modificări la codul fiscal. Aș vrea să încep însă cu am exprima solidaritatea și condoleanțe pentru familia polițistului mort la datorie, cel care a decedat marți, miercuri. Știu că s-au întâmplat toate acele lucruri. Există o anchetă în curs și vreau să mulțumesc tuturor celor care își fac datoria și celor care uneori, din păcate, plătesc un preț mult prea mare pentru ceea ce fac în fiecare zi pentru ca societatea românească să funcționeze. Vreau de asemenea, fiind vorba de o anchetă în curs, să vedem cum se pot întâmpla asemenea lucruri în așa fel încât avem gropi în asfalt, avem tot felul de zone periculoase și cred că aici, în special pe partea de administrație locală, CNADNR, sunt convins că există peste tot în țară tot felul de capcane mortale și doar când se întâmplă o mare tragedie aflăm despre ele. Și o societate normală ar trebui să ia măsuri înainte, nu după ce se întâmplă asemenea lucruri. În rest, încă o dată, condoleanțe, solidaritate cu familia, cu toți colegii de muncă, cărora le mulțumesc de câte ori am ocazia pentru ceea ce fac. Și mi-aș dori ca și noi ca societate să nu mai folosim, vorbesc de oamenii politici, să nu mai folosim tragediile în scopuri politice. De fiecare dată când se întâmplă o tragedie, apar aceiași oameni politici care țipă și folosesc fie tragediile, fie arestările ca să câștige vreun pic de capital politic și ăsta e un semn de barbarism în politică și poate că reușim să scăpăm de el. Însă, dincolo de asta, astăzi, așa cum spuneam, avem rectificarea bugetară și este o rectificare pozitivă. Toate solicitările venite din partea ministerilor, autorităților, din cadrul guvernului și din afara guvernului au primit răspuns pozitiv pentru că avem mai mulți bani și la buget. Asta este meritul românilor care au muncit mai mult, au plătit taxe în mod corect, al ANAF-ului, al politicilor fiscale pe care le-am implementat și care s-au dovedit de succes. În același timp, însă, nu vreau să văd doar partea plină a paharului, vreau să văd partea goală și anume cea referitoare la lucrări în infrastructură, unde stăm prost. Și o realitate veche pe care putem să o transformăm într-un circ politic, să cerem cei cu autostrada Orăștie Sibiu și să spunem, da, în 2010 cei care astăzi strigă au proiectat-o prost. Dar nu rezolvăm asta doar din ceartă, ci rezolvăm, în primul rând, prin pachetul de legi privind achizițiile publice, pe care astăzi îl avem în primă lectură și marți îl adoptăm în ședința de guvern și îl trimitem în Parlament. Sper ca, printr-un sistem mult mai bun, mai eficient de achiziții publice, mai transparent, dar în același timp cu mai multe responsabilități, să știe foarte clar ce pățește o firmă care proiectează prost în urmă cu ani de zile, ce plătește o firmă care execută prost, ce plătește cel de la autoritatea publică care nu supraveghează, să avem și responsabilități și să avem un sistem mult mai clar. Tot astăzi, domnul ministru Constantin, sper că aveți toate avizele pentru modificarea legislativă care să ne permită, cu acordul Comisiei Europene, să acordăm despăgubiri celor care au avut de suferit de pe urma secetei și banii alocăm astăzi la rectificare. Deci, marți, când se deschide Indagra? Miercuri? Miercuri se deschide, domnule. Miercuri, să le dați vestea bună. Cât suntem noi la guvernare, rămâne 9% TVA la alimente, după aia vom vedea, și despăgubiri și programul pentru irigații. Deci aveți vești bune pentru agricultură. Iar, de asemenea, discutăm astăzi și marți sper să adoptăm câteva modificări la codul fiscal care sunt tot în sprijinul mediului de afaceri și al continuării creșterii economice. Împreună cu ministrul de finanțe, cu domnul Teodorovici, după ședința de guvern, aici în sala de ședințe, o să avem o conferință de presă în care să dăm detaliile finale, dacă mai sunt lucruri de adăugat la rectificarea bugetară, cu cifre pe fiecare domeniu în parte,
de asemenea despre achizițiile publice și să anunțăm ce va însemna pentru viața fiecărui român și a fiecărui cetățean în această țară modificările pe care le facem în continuare. Nu vreau să aștept până marți, pentru că de fapt duminică este ziua armatei, să urez tuturor militarilor români toate gândurile bune, să le spun că dincolo de gânduri bune, slavă Domnului, în ultimii ani am reușit să asigurăm și condiții de pregătire, de echipament. Am eliminat subfinanțarea. Am mai făcut un lucru care cred că e important după 70 de ani, așa cum și alte țări care își onorează eroii, am finanțat și deschidem cimitirul pentru soldații români căzuți la Stalingrad și cred că veți fi reprezentat și Ministerul Apărării, da? Și apărare și de la externe vor fi prezenți duminică. Și cred că duminică putem să-i felicităm pe toți militarii români. Da? Mulțumesc celor de la presă. Repet, după ședința de guvern, probabil în jur de ora 13, împreună cu Ministrul de Finanțe, aici în sala de ședințe, prezentăm toate cifrele exacte ale rectificării și de asemenea propunerile pentru marți referitoare la codul fiscal și la achizițiile publice.